De astăzi putem ajunge pe litoral cu avionul de pe aeroportul din Satu Mare. Tarom reintroduce din 18 iunie cursele către Constanța de 2 ori pe săptămână. De astăzi, 18 iunie, compania Tarom a reintrodus cursa Satu Mare-Constanța. Pasagerii vor avea posibilitatea să călătorească spre litoralul Mării Negre cu tarife de aproximativ 30 de euro pentru un zbor dus Satu Mare-Constanța sau de aproximativ 50 de euro pentru un zbor dus-întors, cu toate taxele incluse. Avioanele Tarom vor zbura din Satu Mare spre Constanța marțea și vinerea dimineața. Biletele sunt disponibile pentru vânzare și pot fi achiziționate deja de pe site-ul companiei Tarom, dar și de pe alte site-uri de profil. În prezent, de pe aeroportul din Satu Mare, compania Tarom operează 10 zboruri directe spre București.